Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului a pus sub lupă fructele și legumele proaspete din magazine, astfel în cadrul controlului tematic desfășurat pe tot parcursul lunii martie. La operatorii economici ce comercializează legume și fructe proaspete au fost descoperite numeroase abateri de la lege. Din 85 de acțiuni de control efectuate, mai mult de jumătate au fost finalizate cu sancțiuni usturătoare. În acțiunile de control efectuate de comisarii CJPC Giurgiu privind respectarea drepturilor consumatorilor la achiziționarea fructelor și legumelor proaspete, au fost constatate abateri privind informarea incorrectă și incompletă a consumatorilor privind țara de origine a produselor, clasă de calitate, calibru și, de asemenea, neafișarea corectă și completă a prețurilor de vânzare pentru aceste produse. În acțiunile de control efectuate au fost întocmite 46 de procese verbale de constatare a contravențiilor, prin care au fost dispuse măsurile complementare de oprire temporară de la comercializarea 355 de kilograme de legume și fructe proaspete în valoare de 1643 de lei până la remedierea deficiențelor de etichetare constatate. De asemenea, au fost aplicate 46 de acțiuni contravenționale, din care 14 avertismente și 32 de amenzi în valoare de 40.800 de lei.